De sărbători avem tendința să cumpărăm mai mult decât avem nevoie. Pentru a nu arunca mâncarea la gunoi, un prim pas ar fi să mergem la magazin cu lista de cumpărături. Trebuie să fac așa un exercițiu și să mă țin cât de mult pot de lista pe care am făcut-o de acasă, pentru că tentațiile sunt foarte multe, oferta este foarte mare și ține doar de mine să mă temperez puțin. Băgăm fix lista de aia și venim cu listă ca să nu facem abuzuri alimentare și să pormă să avem ceagul ca la gunoi. Nu cumpărăm mai mult decât trebuie, deci limita normalului. Cam știu acum cei din casă care le sunt preferințele și atunci nu mă hazardez în niște oale imense cu mâncare și așa, ca să nu aruncăm, pentru că e păcat. Risipa alimentară este o problemă globală, conform Națiunilor Unite, iar peste 90% din alimentele aruncate la gunoi provin din mediul urban. În România, aproximativ 2,5 milioane de tone de mâncare sunt risipite în fiecare an. Asta în contextul în care peste 20% dintre români au dificultăți în asigurarea hranei zilnice. Experții ne sfătuiesc ca de sărbători să fim cumpătați, pentru că realitatea este că o bună parte din bucate ajung la gunoi. Cred că, pe de-o parte, e și acest trecut al nostru istoric, nu? În perioadele în care nu aveam foarte multe lucruri și acum oferta este atât de mare încât e greu să te abții. Este foarte important să facem o planificare a meselor, să știm exact în ce zile vom fi acasă, în ce zile mergem în vizite, astfel încât să nu gătim foarte mult. La nivel european, oamenii aruncă la gunoi peste 150 de milioane de tone de alimente în fiecare an. Aproximativ un sfert din acestea nu sunt nici măcar desfăcute din ambalaje.